ce acum câțiva ani, poate vă amintiți, l-am avut alături pe scriitorul Amos Oz. Acum avem bucuria să cunoaștem un nou scriitor izraelian contemporan, de calibru, dintre cei mai buni, care este Etgar Keret. El a fost tradus și la editurile Humanitas Classics, să zicem, și Humanitas Fiction. La prima, cu 7 ani buni, un volum extraordinar de memorii, și la Humanitas Fiction cu Cineva bate la ușă, proze. Și deodată cineva bate la ușă. Etgar Keret scrie ceea ce se numește astăzi proză scurtă. Potrivit pentru acest lucru, un nume consacrat, și acest nume este momente. Vorbesc mai încet ca să-i poată traduce. Așadar, astăzi accentul cade pe dimensiunea, pe spațiu, pe dimensiunea acestor proze. Înainte, și cred că acest lucru îi se potrivește mai bine lui Etgar Keret, accentul cădea pe timp și pe viteză. Așadar, aceste momente pe care le scrie Etgar Keret sunt feliuțe foarte subțiri de timp. Închipuiți-vă timpul tăiat în feliuțe. Și așa ceva scrie prozatorul izraelian contemporan. Firește, când spun momente, vă gândiți la Caragiale și nu greșiți. Sunt câteva trăsături comune între cei doi scriitori. Spuneam că e vorba de timp, dar și de viteză. Pentru că Etgar Keret pare să trăiască cu pistolul la tâmplă, cum este și prima povestire din Deodată cineva bate la ușă. Pare să trăiască deci cu pistolul la tâmplă, amenințat tot timpul, de altfel trăiește într-un loc în care amenințarea este la ordinea zilei, dar în plus scriitorul este amenințat de public, de editori, de reporteri. Este sub presiune continuă. Trebuie să scrie tot timpul, trebuie să facă față presiunii publicului. Ce m-a impresionat este pomenit la un moment dat crezul său artistic și literar. Și acest crez este următorul. Realitatea nu trebuie înfrumusețată. Ea are grozăviile ei, are partea urâtă, dar cu toate astea trebuie să abordăm lucrurile, spune Etgar Keret, dintr-un unghi care să o facă suportabilă, să o facă mai prietenoasă, mai blândă, nu mai frumoasă, dar mai plină de înțelegere. Să ne înțelegem în felul acesta unii pe alții. Și care sunt lucrurile care fac viața suportabilă? Unul dintre ele este ilustrat magistral de Etgar Keret, unul dintre ele este umorul, respectiv râsul. Este un lucru care ne ajută să trăim. Chiar și în cele mai cumplite momente, râsul este prezent în scrisul său. Iar al doilea este ficțiunea, dacă vreți, sau aș putea spune cu un cuvânt pe care îl folosește chiar scriitorul, minciuna. Minciunile adevărate, cum este numită literatura. Etgar Keret are un raport cu totul special cu minciunile, deosebit de atrăgător, și mi-a plăcut în deosebit și am să-l pun acolo între autografele mele favorite. Dar nu vă spun ce mi-a scris, căci este prea intim. Vă mai spun un ultim lucru înainte să-i dau microfonul lui Mircea Cărtărescu. Dacă un copil vine la dumneavoastră și vă întreabă ce animal sunteți, vă rog să nu răspundeți cu orgoliul bipezilor, nu sunt animal, sunt om, ci să răspundeți cu bucuria copilului ce animal credeți că sunteți. Cât despre scriitor, scriitorul însuși este un animal care se hrănește cu realitatea, un animal care mănâncă evenimentele realității. Acesta este Etgar Keret, cu cărți absolut delectabile și cu un fel de a fi în lumea scriitoricească care nu seamănă cu nimeni. Vi-l recomand cu toată căldura și sunt sigură că momentele lui prind viața cu mai mare intensitate decât multe alte cărți care se întind pe pagini întregi. Vă mulțumesc!